Povestea cu Paraschiv e oarecum nou în fotbalul românesc. E un atacant care a avut o creștere oarecum spectaculoasă pentru nivelul campionatului din România. Și neașteptată, poate chiar cumva. Spectaculoasă și neașteptată, într-adevăr. Mai ales că vine de la o echipă care nu putea emite pretenții importante în Liga 1, în Superliga în acest sezon. Tocmai asta cred că este și una din și unul dintre motivele pentru care a ieșit atât de mult în evidență. A marcat, cred, 10 goluri într-un număr relativ mic de partide, pentru că Hermannstadt a început foarte bine campionatul, de aia s-au și situat destul de sus în clasament. Și într-adevăr Paraschiva a atras atenția mai multor echipe. Interesul de la Dinamo Kiev într-adevăr a fost real, dar pentru motive care din punctul meu de vedere sunt evidente, nu a vrut să meargă într-o țară aflată în război, a refuzat, deși condițiile financiare erau foarte bune. A mai avut o ofertă de la Hapoel Berșeva la începutul lunii ianuarie, cei din Israel și-l doreau foarte mult, dar nu s-a ajuns la un consens nici la nivel de cluburi și nici nu cred că Daniel Paraschiva considera Israelul ca fiind o destinație propice dezvoltării carierei lui. Și acum, într-adevăr, au fost în România reprezentanții, mă rog, directorul sportiv al unui club important din MLS, adică vorbim de unul dintre cluburile potente financiar și cu potențial enorm. Au fost să-l urmărească la meciul dintre Sepsi și Hermannstadt. Foarte multe dintre detaliile transferului cred eu că se puteau pune la punct, adică se putea găsi un consens din partea tuturor părților implicate, însă meciul în sine, meciul dintre Sepsi și Hermannstadt a fost de o calitate, mă rog, de un nivel, de o intensitate nu foarte bună și atunci cei de acolo au decis să-l mai urmărească. Avem și cele două meciuri. N-am fost convinși, practic, asta e, să spunem. Da, pentru că dacă analizăm meciul Sepsi-Hermannstadt, o să vedem că Paraschiv efectiv a avut câteva mingi, două sau trei mingi din partea compartimentului median sau din partea colegilor și atunci era foarte greu să se evidențieze un jucător de atac în genul ăsta de circumstanțe. Vin și meciurile naționale acum cu Andorra și cu Belarus. Bine, nu sunt doi adversari care să poată să îți confere o competitivitate importantă, dar eu sper că va fi convocat, sper că va juca și atunci discuțiile vor rămâne deschise, pentru că fereastra de transferuri din MLS se închide pe 24 aprilie. Deci. Da, e campionatul din America, din Statele Unite, o poartă de lansare spre alte competiții mai importante, pentru că am văzut cazul Mitriță. Și Mitriță a mers acolo și s-a întors în Europa la PAOK Salonic. Și acum a ajuns în Arabia Saudită. Deci cumva n-a parcurs acel drum pe care și l-a dorit. A mai fost, dacă nu mă înșel, și o experiență în Arabia Saudită înainte de a ajunge da, în Grecia. Cred că a fost în Arabia Saudită, după aia a fost în Grecia și acum exact. Este din nou în Arabia Saudită, sub conducerea domnului Șumudică. MLS e un campionat care a crescut foarte mult în ultimul timp și ăsta era unul dintre dubiile pe care Paraschiv le avea, faptul că pentru el, din punctul meu de vedere, prezența la echipa națională și prezența în viitor într-unul dintre campionatele top 5 din Europa, cred că este foarte importantă pentru el. Adică, în comparație cu alți fotbaliști din România cu care am interacționat, mi s-a părut că Paraschiv pune foarte mult accentul pe partea asta sportivă și a dezvoltării lui și din punctul ăsta de vedere chiar m-a impresionat și de aia cred că va avea un parcurs bun și sper eu că unde va merge, indiferent că va fi MLS sau în altă parte, să facă pasul la o echipă și mai bună. Să răspund direct întrebării dumneavoastră, MLS e un campionat care vinde în Premier League, vinde în Bundesliga, vinde în Serie A, jucători și pe 20 de milioane sau pe sume oricum impresionante. Da, clar este o poartă de lansare, ar putea fi o poartă de lansare, trambulină pentru orice jucător din România care ajunge acolo. Am văzut că și Mățan a început să aibă evoluții mai bune la Columbus Crew, pentru că și el a avut un sezon prost, a fost împrumutat la Rapid, s-a schimbat antrenorul. Adică, da, cred că dacă te impui în MLS
și reușești să dai randament acolo, următoarea destinație nu poate fi decât un campionat puternic între primele 4 sau 5 din Europa. Și cred că asta își dorește și Paraschiv de la cariera lui pentru viitor.